Jurnalele RTT. Știri la fix. Au plătit pentru lux și s-au ales cu mult praf vara și noroi până la genunchi atunci când plouă. Cam asta li se întâmplă mai tuturor locatarilor din cartierele rezidențiale noi și moderne din zona Tractorul Mentu-Coresi. Pentru că dezvoltatorii nu au asigurat și căile de acces către zonele rezidențiale, limuzinele înfruntă gropile și praful ca să ajungă la casele sau apartamentele de lux construite recent. Terenurile nu aparțin primăriei, astfel că municipalitatea nu are dreptul să investească în aceste zone. Prin urmare, nu poate construi nici drumurile de acces atât de dorite de noi locatari. A fost vorba că vine și ne face, nu de asfaltat, că din construcții și asta, dar cel puțin să ne pună prundis, ne fac așa cât de cât accesibil. Dacă merge deceți până în 13 decembrie, sigur vă rupeți mașina. Mai ales că sunt blocuri frumoase, case frumoase. Da, și uite ce drum avem, că dacă ajung până în capătul străzii, o să rămân fără amortizoare. Doar profesioniștii mersului pe jos nu sunt deranjați că drumurile sunt pline de praf în zilele călduroase sau te obligă să porți cizme de cauciuc atunci când plouă. Părerea mea nu este chiar așa de rea, pentru că venim mereu, deci atât cât se poate în măsura în care se și construiește mereu, al bloc, totuși au reparat, dar construindu-se continuu se mai și defectă probabil drumul sigur. Municipalitatea spune că locatarii de aici pot avea drumuri practicabile doar dacă toate terenurile necesare sunt donate primăriei pentru ca aceasta să le asfalteze, ori dacă dezvoltatorii asfaltează terenurile și apoi le donează municipalității. Cum mulți dintre dezvoltatori au doar drept de servitute pentru acele terenuri, este extrem de complicat ca toată lumea să se pună de acord pentru ca drumurile să poată fi asfaltate. Din acest motiv, autoritățile își doresc să schimbe regulamentul, iar dezvoltatorii să nu mai poată construi dacă nu asigură drumurile de acces și utilitățile pentru zonele rezidențiale. În ceea ce privește construcțiile, dezvoltările, blocurile din imediata apropiere a străzii 13 decembrie, lucrurile, să spunem că au o formă destul de clară și ca atare accesul înspre și dinspre imobile poate fi efectuat facil. În ceea ce înseamnă în adâncime, și aici vorbim de următorii, să spunem, 1000 de metri între 13 decembrie cu direcția DN 13 către calea ferată, acolo încep problemele. În acest moment, doar 45% din terenuri sunt donate primăriei, astfel că se vor putea face doar 3 dintre drumurile necesare. Drumul presupune trotoare, borduri, canalizare, șanțuri pentru colectarea apelor pluviale și chiar iluminat public. Managerul Brașovului spune că după discuția cu primarul George Scripcaru, dezvoltatorii au înțeles situația și procentul de terenuri puse la dispoziția autorităților a crescut. Mai mult însă de jumătate din terenurile necesare nu au încă o situație clară pentru ca primăria să poată investi. La uzina R din Feldioara, angajații nu au mai fost plătiți din luna mai. Se pare că uzina riscă să piardă statutul de furnizor al nuclear electrică în favoarea unei companii canadiene. Pe o parte din uraniul uzinei R este pus gaj. Prefectul Brașovului va încerca să-i convingă pe oficialii de la Ministerul Energiei să ridice gajul și să deblocheze situația uzinei din Feldioara. Uzina R este o societate captivă cu un singur furnizor, mina de uraniu din județul Suceava, și un singur client, Nuclear Electrica. Cum Nuclear Electrica a găsit un furnizor canadian care oferă un preț mai bun decât uzina R, societatea brașoveană nu are cui să furnizeze produsul finit. S-a ajuns în acest fel ca muncitorii să nu mai fie plătiți de 2 luni, iar perspectivele sunt sumbre. Situația la uzina R în Feldioara este destul de grea, ca să zic așa. Oamenii încă nu și-au primit salariile pe 2 luni de zile, motiv pentru care mâine voi merge la București, la sediul Companiei Naționale a Uraniului. Am vorbit și cu doamna prefect de Suceava, ne vom întâlni acolo. De ce cu doamna de prefect de Suceava? Pentru că o componentă importantă din Compania Națională a Uraniului se află la Crucea, în județul Suceava, și vorbesc despre mina de uraniu de acolo. Firma canadiană care furnizează dioxidul de uraniu pentru Nuclear Electrica oferă cel mai probabil acest preț mic până la declararea falimentului uzinei R, după care își va impune prețul în lipsa altui furnizor. În prezent, pe o parte din uraniul de la uzina R este pus un gaj în contul unei datorii pe care Compania Națională a Uraniului o are de achitat. Chiar și așa, dacă gajul pus ar fi ridicat, problemele uzinei R s-ar putea rezolva rapid, motiv pentru care prefectul Brașovului se va deplasa joi la București. Uzina R a fost înființată în anii 70. În vara anului trecut, fabrica a trecut printr-o situație dificilă, fiind amenințată cu disponibilizări.
Trei turiste epuizate au fost coborâte în siguranță de pe munte. Aflate pe un traseu din masivul Bucegi, între cabana Padina și stațiunea Bran și speriate de vremea rea și de faptul că se înserase, cele trei au sunat marțiara la numărul de urgență 112. Echipele de intervenție ale Jandarmeriei Montane și Salvamont Bran s-au constituit rapid și în 45 de minute au început deplasarea spre grupul care solicitase ajutor. A fost o intervenție destul de dificilă datorită condițiilor meteo. În jurul orei 21, echipele de salvamontiști și jandarmi montane au fost alertate pentru a recupera un grup de trei turiste din masivul Bucegi. Au fost găsite, nu au necesitat îngrijiri medicale și au înoptat la refugiu Salvamont, urmând ca astăzi de dimineață să continue pe lumină deplasarea. Jandarmii montani se confruntă deseori cu astfel de cazuri, mai ales în perioada verii, când și numărul turiștilor crește. Pentru a avea parte de drumeții fără peripeții, jandarmii recomandă turiștilor să facă deplasările de preferat numai pe timpul zilei, să respecte marcajele de pe traseele montane și să aibă echipament adecvat. Consiliul Județean va depune joi proiectul pentru modernizarea drumului județean care leagă Brașovul de Covasna. Aleșii județeni au aprobat în ședința extraordinară acordul de parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale prin care trece drumul județean 131. Dacă va deveni eligibil, județul Brașov ar putea atrage jumătate din fondurile disponibile pe POR 2014-2020 pentru toate cele 6 județe din regiunea 7 Centru. Pentru proiectul drumului de sub munte, Consiliul Județean a primit deja 79 de puncte, ceea ce l-a făcut eligibil pentru accesarea celor 32 de milioane de euro. Depunem un alt proiect, proiectul de la Măieroș, care va face legătura cu județul Covasna, un proiect în valoare de 34 de milioane de euro, un proiect care să sperăm că va avea același parcurs ca și primul. În felul acesta, Brașovul nu va fi pentru prima dată, va accesa un proiect pe drumul județean, ci e posibil să aibă chiar jumate din bugetul alocat pentru toate cele 6 județe, pentru regiunea 7 Centru. Cum joi este ultima zi în care se putea depune proiectul de modernizare a drumului județean Covasna-Brașov, care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13, aleșii județeni s-au întâlnit pentru a aviza și acordul de parteneriat cu localitățile traversate de acest drum județean. A fost necesar, s-a aprobat de fiecare OAT în parte, urma să facem și noi acest demers. Mâine este ultima zi în care se depune proiectul, practic suntem în termen și am toată încrederea că va fi un proiect bine fundamentat. Drumul pentru care se solicită finanțare europeană străbate localitățile brașovene Măieruș, Apața, Ormeniș, Augustin, dar și localitățile Baraolt, Biborțeni, Bățanii Mari, Malnaș Băi din județul Covasna. Lungimea întregului traseu este de 53,5 km, din care aproape 21 de km sunt pe teritoriul județului Brașov. Legumele și fructele din piețele brașovene sunt bune de consum. Cel puțin așa arată primele analize ale inspectorilor sanitar-veterinari care au testat valorile de nitrați din aceste produse. Este vorba despre teste rapide, orientative, însă au fost prelevate și probe care vor fi analizate în laboratorul DSV. Verificări ale valorilor de nitrați din alimente se fac în mod curent. Nitrații ingerați se transformă în contact cu sucurile gastrice în nitriți. În anumite situații se pot transforma și în nitrozamine. Sunt substanțe care au un potențial cancerigen. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că nu neapărat dacă am ingerat un aliment sau apă care are o valoare legată de nitriți ceva mai mare față de limita maximă admisă, imediat ne îmbolnăvim și facem diverse forme de cancer. În schimb, prin efect cumulativ, genul acesta de produs chimic, într-adevăr, poate avea efecte asupra stării noastre de sănătate. Inspectorii sanitar-veterinari fac determinări rapide, dar prelevează și probe care mai apoi intră în laborator. Miercuri au fost verificați mai întâi pepenii galben și roșii din piața Tractor. Este un test orientativ pentru determinarea cantității de nitrat din pepeni, fructe și legume. Și practic ce ați făcut? Ați introdus acolo? Da, un test, o bandă din aceasta. Vedeți? Deci este o valoare mică, 3,4 mg pe litru. Se încadrează, este în regulă, este puțin, foarte puțin. La cât începe pericolul? Peste 3.000-2.000 de miligrame pe litru.
Inspectorii au luat apoi și alte legume la puricat, salată, roșii, cartofi și castraveți. La toate produsele s-au înregistrat valori în limite acceptate, inclusiv la produsele cumpărate de jurnaliști din supermarket. Un pic mai mare față de ce era aici la producător. Dar în limite normale, 141 mg per kilogram. Față de cât era la... 7,4, 4,2, ceva în jur de 5, între 4 și 7 valorile. Deci, 141 mg. Deci, se încadrează și asta, deci e ok. La ce s-a recoltat până în prezent, sunt valori care se încadrează în limitele maxime admise. S-a verificat morcov, salată, pepene, cartofi, măr. Concluzia, sunt bune de consum, valoarea este insesizabilă, deci foarte mici diferențe. Dar se încadrează și cele din supermarket și cele din piață. Producătorii trebuie să facă și ei astfel de teste la fiecare recoltă pentru a verifica nivelul de nitrați. Obligativitatea lor este de a pune pe piață produse sigure. Indiferent de zona din care provin, producătorii spun că obișnuiesc să folosească îngrășăminte naturale. În felul acesta obțin produse mai bune și își fidelizează clienții. Nu, 830 de grame, nu. Numai gunoi de graj sau astea, nu punem azotat sau altceva. Da. De ce preferați să nu folosiți? Pentru că avem clienți mai mulți. Clienții preferă marfa sănătoasă. Vin și treabă? Bun să. De cealaltă parte și clienții sunt mulțumiți. Sunt mai bune, să știți că are alt gust, nu știu, mai dulce, de exemplu, roșiile, vinetele, parcă stă altfel. În piața la Dacia, valorile nitraților de la pepeni au ieșit și ele în limite normale. Problema s-a evit însă în altă parte. Pepenii de Dăbuleni, anunțați pe prețul de vânzare, nu proveneau din această localitate. Păi Buzău și Dăbuleni este în județul Buzău. Păi da, nu știu, nu știu. Așa am scris, este Dăbuleni. Vă rog frumos să corectați. Dar de ce mințiți, doamne? Păi de ce ați scris pe ăla că e de Dăbuleni? Dacă nu-i dat la rămas prețul, vă rog frumos, a rămas prețul. Dar nu ne interesează prețul. De unde sunt pepenii? De la județul Buzău. Rezultatele testelor pentru probele prelevate din piețe vor fi finalizate în 48 de ore. Mulțumiți și încrezători! Așa au ieșit dascălii de la proba scrisă a examenului de ocupare a posturilor didactice vacante în învățământul preuniversitar brașovean. La titularizare erau așteptați 685 de candidați. Peste 100 au renunțat însă pe parcurs. Unii nu au mai venit deloc la examen, alții au ieșit din sală la scurt timp după comunicarea subiectelor, astfel că lucrările lor nu vor fi luate în considerare. Proba scrisă s-a desfășurat în două centre, unul dintre ele fiind Colegiul Tehnic Transilvania. Cei care au mai fost și în alți ani la titularizare spun că subiectele au fost ușoare. A fost ok. La ce materie? Consiliere. Dar de ce consiliere? Păi pentru că asta îmi place. A fost foarte ok, la limba germană am dat, a fost totul ok. La ce notă v-aș dat? Nu știu ce să zic, 8, mă gândesc, nu știu. Și o catedră sau? Da, aștept, da, aștept. Aveți preferințe în Brașov sau în alt oraș? Da, în Brașov, la o grădiniță. Cultura civică. Sveți să intrați să vedeți? Da. Sau deja vedeți? Nu, acum am terminat facultatea. De ce ați ales învățământul? Foarte mulți nemulțumiți de învățământ, de... Nu știu, eu n-am cunoscut oameni nemulțumiți. De salarii mici se plâng cei mai mulți sau... Nu și aleg să lucrez aici dacă asta interesează salarii. Pe mine mă interesează copiii. Un singur candidat a fost eliminat din examen. După datele de la ora aceasta, sunt 78 de absenți și peste 40 de candidați care au renunțat la evaluarea lucrărilor la acest examen. A fost eliminat un candidat. Încerca să copieze? Nu avem încă datele. În momentul în care vor preda centrele de examen, lucrările către Comisia Județeană, știe exact motivul pentru care a fost eliminat candidatul. La Brașov sunt disponibile 146 de catedre cu viabilitate de minimum 4 ani, alte 499 de catedre pe perioadă determinată cu viabilitate de 1, 2 sau 3 ani. Există de asemenea 1189 de posturi incomplete care pot forma însă o normă întreagă. O notă mare la examenul de titularizare nu asigură neapărat și locul ca profesor titular, deoarece sunt materii, cum este limba română sau matematica, pentru care sunt scoase foarte puține posturi la concurs. Nota obținută este valabilă doar 3 ani, dar pentru posturile scoase la concurs într-un anumit an, prioritatea au cei care dau examenul în anul respectiv. Ceea ce înseamnă că sunt cadre didactice care susțin această evaluare în fiecare an. Chiar dacă obțin note foarte mari, mulți dascăli ajung tot pe postul de profesor suplinitor. Rezultatele titularizării vor fi afișate în 18 iulie.
săli noi de sport pentru școala 2 și școala 4 din Brașov. Alte două săli de sport de la Colegiul Tehnic Mircea Cristea și Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu vor fi reabilitate. Primăria a lansat pe SEAP anunțul pentru contractarea serviciilor de proiectare și studii de fezabilitate pentru cele patru săli de sport. Valoarea contractului este de aproximativ 200.000 de lei, iar documentațiile urmează să fie predate în maximum 6 luni. Asta înseamnă că lucrările propriu-zise vor începe anul viitor. În prezent, orele de sport de la școala gimnazială numărul 2 se desfășoară în curtea școlii, deși la unitatea de învățământ sunt înscriși sute de copii. Când afară este rece, orele de sport se mută într-o fostă sală de clasă amenajată ca sală de sport. Nici elevii de la școala 4 nu au unde să facă orele de sport. Cele două săli de sport, de la Colegiul Tehnic Mircea Cristea și de la Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu, au fost construite în 2007 și 1969. Ambele au însă nevoie de reparații și lucrări de reabilitare. Am scos la licitație partea de documentație pentru construcția două noi săli de sport și pentru reabilitarea altor două. Termenul de execuție pentru aceste proiecte este de 6 luni de zile. Sperăm să se finalizeze cât mai repede, ca după aceea să putem începe lucrările de reabilitare sau de construcție. Noi încercăm de mai mulți ani să asigurăm la toate unitățile de învățământ aceste facilități. Din punctul nostru de vedere, ora de sport este foarte importantă pentru sănătatea copiilor. Tocmai de aceea, în fiecare an am construit sau și am reabilitat sălile de sport, astfel încât elevii brașoveni să poată să-și desfășoare orele de sport în condiții optime. Valoarea totală a contractului de proiectare se ridică la suma de 204.000 lei fără TVA, iar termenul de depunere a ofertelor este 25 iulie. Ecologiștii au 3 noi consilieri la municipiu și la județ. Asta după ce Biroul Permanent Național al PER i-a exclus din partid pe soții Comșa și i-au retras sprijinul politic consilierului județean Nicolae Postolache, cel care rămâne totuși membru. Cum cei 3 excluși nu au catadixit să se prezinte la Comisia de Etică, hotărârile sunt definitive. Potrivit conducerii PER Brașov, motivele excluderilor sunt simple. Încălcarea prevederilor statutului Partidului Ecologist Român, în mod repetat. Nămăescu invocă încălcarea disciplinei de partid și neplata cotizației. Exclusa Mariana Sebenicom și-a contestat motivele invocate de liderii județeni. Neplata cotizației este o acuzație complet mincinoasă, pentru că în ceea ce mă privește, am plătit cotizația până în luna aprilie, deși pe statut pot fi chemată la muștruluit abia după 12 luni, nu l-a exclus, l-a muștruluit. Repet, abia după 12 luni în care nu am plătit cotizația, vorbim de 2 luni în cazul meu. Deci este o acuzație mincinoasă. Trebuia să spunem și ceva. În ceea ce privește nerespectarea disciplinei de partid, să spunem că ar putea fi parțial adevărat în condițiile în care eu m-am dus acolo consilier ca să respect interesele locuitorilor acestui județ și numai lui Cătălin Amăescu sau Neluțu Spinean. În Consiliul Județean vor ajunge fostul primar din Zărnești, Gheorghe Lupu, și un notar săcelean care își desfășoară activitatea la Predeal, Andreea Panait. E o onoare pentru mine să pot reprezenta atât locuitorii din Săcele, cât și cei din Predeal, dar fiind faptul că acolo îmi desfășură activitatea. Vreau să vă asigur de faptul că o să urmez linia partidului și o să vă arătăm că o să fim un grup unit în Consiliul Județean. În momentul în care am fost anunțat că voi fi viitor consilier județean, sunt convins că aportul meu va fi unul important în Consiliul Județean, în primul motiv, fiind cu multă experiență în administrația publică locală, având 2 mandate de primar în orașul Zărnești. În Consiliul Local Brașov, în locul lui Marius Comșa, va ajunge Dan Cuibar. Deși este unul din partidele cu un număr redus de reprezentanți în rândul autorităților, PER a făcut cele mai multe modificări în rândul acestora de la ultimele alegeri locale din iunie anul trecut. Sesiunea a doua a bacalaureatului marchează o premieră. Examenul va începe cu probele scrise care vor fi urmate de probele orale. Candidații care nu au reușit să promoveze examenul în sesiunea din iulie sau în sesiunile din anii anteriori se pot înscrie până în 14 iulie pentru a susține din nou examenul maturității. În 21 august încep probele scrise ale examenului cu limba și literatura română. În 22 august limba și literatura maternă, 23 august proba obligatorie a profilului și 24 august este rezervată probei la alegerea profilului și specializării. Din 25 august încep probele orale ale examenului. În perioada 25-28 august este programată evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 28 august a celor în limba maternă,
În 29 și 30 august, evaluarea competențelor digitale, iar în 30 și 31 august, a celor într-o limbă de circulație internațională. În 1 septembrie vor fi afișate rezultatele și vor putea fi depuse contestațiile, a căror soluționare este programată în intervalul 2-5 septembrie. Rezultatele finale vor fi afișate în 6 septembrie.